Bună ziua! Bine v-am regăsit la Gold FM. Ce se întâmplă, domne? În primul rând, am văzut ceva care m-a cutremurat. Bine, am văzut multe chestii care m-au cutremurat și auzit multe chestii care m-au cutremurat astăzi. Și asta înseamnă că sunt destul de grave acele lucruri, având în vedere că o să vorbim în prima parte despre legăturile lui Coldea cu mercenarii din Ucraina cu rușii, afaceri cu rușii Ehe, Vă dați seama că am ce am mai aflat azi dacă m-am mai putut cu tremura. Dar prima informație care m-a cutremurat, zapam pe televizoare să văd, în primul rând, toată lumea de la televiziuni urlă că mare anunț ce o să facă Iohannis la 5 Cred că nu mai puteți de nerăbdare, mai ales cei care stați în trafic, vă gândiți, mamă, frate, abia aștept să ajung acasă să văd ce a zis Iohannis nu se mai poate, domne, nu se mai uh, mișcă nimic în lumea asta dacă nu aflăm ce zice Iohannis la 5 uh, Deci, zapând pe televizoare, ajung pe TVR Info Domnul și -o vă pot, doamnă, colonel, foarte frumos uh, Colonel, șeful biroul managementul problematicii de gen în MAPN și mă uit așa un pic la discuție, adică care e ideea, ce se discută, ce, ce care e treaba acum, adică problematicii de gen, așa zice, nu, mă uit odată că nu vreau Managementul problematicii de gen. E bine că ne-am umplut de manageri și pe la mea PN, mai ales de manageri pe problematica de gen. Adică eu mă întreb, cum poate să vină lumea în armată dacă nu avem un manager pe probleme de gen? Discuția era despre că trebuie să fie promovate femeile în armată. Aia era discuția. Ok. Uh, și că trebuie să avem mai multe femei în armată. Trebuie să avem mai mulți oameni în armată, în general. Adică nu cred că ar trebui să avem criterii de genul, de genul gen, știți, gen sex, femeiesc, bărbătesc sau între. Că, na, dacă e tot problematică de gen, probabil că o să apară în curând și discuția de gen de neutru, fluid, sau cum mi se mai spune. Da. Deci avem manager pe problematici de gen la mea PN, cu tehnica militară stăm mai prost, cu resursa umană și mai prost, dar în rest, adică, pentru problema de gen am rezolvat-o. Bravo, doamna colonel, mi-a plăcut. Nu știu cu ce ne va ajuta managementul problematicii de gen în caz de vin rușii peste noi, cum ne spune Radu Tudor, dar. Când vin rușii peste noi fizic, au venit economic, după cum vă tot spun, făcut cum au venit și alții peste noi și nu mai comentează lumea deloc. Astăzi reluăm subiectul Gabriel Resources. Încă au mai apărut câteva informații interesante despre CEO-ul Gabriel Resources, un român. Ce v-am zis eu? Vă zic de atâta timp că cei mai buni la făcut rele împotriva românilor sunt românii. Deci nu există ai nemți, americani, ruși, chinezi, olandezi, austrieci, îi pui pe toți la un loc și îi pui și un român. O să vedeți că românul e primul care sare să-i dea la căpățână celuilalt român. Bă, primul, nu există așa ceva. Și domnul ăsta, CEO de la Gabriel Resources, român, vă zic imediat și cum îl cheamă, are contracte cu statul. Oftim? Da, deci era șocant până acum că domnul Coldea presta cum se cheamă, m-a zis Consultanța Informațională pentru Gabriel Resources. Vă spun imediat, apropo de ce cred eu că a fost consultanța asta informațională, că mi-a deschis și mie cineva ochii okay, apropo de treaba cu jucatul la bursă. Pe toată lumea s-a uitat, dintr-o anumită perspectivă, la treaba cu jucatul pe bursă, mai e și o altă perspectivă, tot legată de jocul pe bursă. Și aici s-ar putea să fie expertiza informațională, cu ghilimele, lui Coldea. Dar revenind la CEO Gabriel Resources. abonat la contracte cu administrația Timișoarei. O, cum? Da. CEO-ul Gabriel Resources, Dragoș Tănase, da, este directorul Roșia Montana Gold Corporation. Ei, el și asociații săi câștigă sute de milioane de lei din afaceri cu instituții de stat și UAT-uri, mai mici sau mai mari, pe lângă salariile generoase date de canadieni. Tănase este asociatul mai multor companii românești, adică o adevărată caracatiță de firme abonate a contracte cu entitățile statului român. Cea mai importantă companie din România la care Dragoș și Tănase deține spărți sociale este o companie din Alba care se ocupă de inginerie și consultanță. Are peste 500 de contracte cu statul, doar firma asta. Bun așa. Firma este conectată direct cu peste 20 de firme în frunte cu Roșia Montana Gold Corporation, la care administratori sau asociați sunt unii dintre cei 8 asociați la firma cu contracte cu statul. Da? Veniturile firmei, firmei, în 2022, 65 de milioane de lei, profitul net aproape 11 milioane de lei. Da? După aia am mai făcut o firmă, firma aia pe care au făcut-o CEO-ul și asociații lui de la Gabriel Resources a câștigat și aia contracte cu statul Și numitorul comun este că majoritatea sunt de la UAT-ul Timișoara, adică de la frițișoara Mișto, nu? Apropo de conflict de interese Da, asta așa foarte pe scurt, ce au scris și de la renașterea este mult mai amplu ne mai surprinde ceva? Repet, românii sunt cei mai buni să le dea la căpățână altor români. Punct. Vedeți ce se întâmplă în diaspora, vedeți ce se întâmplă la noi. Că toată lumea comentează de starea execrabilă în care se află poliția, de exemplu, justiția. Păi stați un pic că toate aceste entități sunt gestionate de români. Un român e șef la SIAS, de exemplu, o să vorbim zilele următoare despre asta. Un român e procuror șef pe nu știu unde, unde se întâmplă nenorociri și așa mai departe. Un român este ministru justiției, mai exact doamna Gorghiu, doamna ministresă. Deci vorbim despre români care sau sub autoritatea cărora se întâmplă nenorociri sau care își folosesc funcția pentru a face nenorociri chiar cu intenție. Sau din incompetență, că există și varianta asta. Bun, deci ne-am de lămurit cu CEO-ul Gabriel Resources. Acum spuneam că mi-a deschis cineva mintea, bine, nu e personal, a postat pe Facebook și are sens. Știți că s-au prăbu prăbușit acțiunile Gabriel Resources, da? Am fost pierderi de 800 și ceva de milioane. Nu? 50 de milioane? Pierderi? Bun, 94%. Da? Bun. Și acum zice persoana asta care a publicat, nu știu dacă să-i dau numele, că s-ar putea să nu vrea să fie citată persoana respectivă, dar spune așa, acum o informație șoc. Se poate câștiga la greu și pe scădere. Pariezi short, adică că scad niște acțiuni și câștigi. Dacă cevaul la acțiunile alea scad, cam cât ai pariat, câștigi. Adică se poate face toată lumea a la ideea, domne, cu a influențat bursa într-un sens, da, dar bursa putea fi influențată sau, cum să zic eu, se putea profita de rezultatul pe care îl știau doar anumite persoane și în alt sens, înțelegeți? Pentru că o chestie remarcantă, remarcabilă este că atât autoritățile statului român, cât și avocații din acest dosar, Uh, erau convinși că o să pierdem procesul. Pare că ceva s-a întâmplat peste noapte și l-am câștigat. O intervenție divină. E foarte bine pentru România, repet. Uh, dar toți erau convinși că o să pierdem și unii chiar declarau public asta. Adică Cioloș, uh, mă rog Cioloș, tot pe acolo, Boloș și Ciolacu, da? Uh, Boloș, Cioloș și Ciolacu. Uh, oamenii ăștia declarau public că o să pierdem, fiind convinși de acest lucru avocații înșiși fiind surprinși de faptul că au câștigat. Și atunci, niște băieți deștepți, poate, care au primit niște consultanță informațională, au pariat pe faptul că se va prăbuși, se va duce în cap această companie, Gabriel Resources. Și asta a și fost. Încă până la urmă, de companie s-a ales praful, ăștia ne spun acum că o fi adevărat, că nu o fi adevărat, ne spun că n-au bani nici să ne dea alea 10 milioane de dolari, parcă nu, Cheltuieli de judecată pentru procesul ăsta de la curtea de arbitraj. Deci ne spun, domnule, mai avem decât 2 milioane și ceva cu tot Adică nu avem de unde să vă dăm banii, eh, probabil că o să se soluționeze și treaba asta, dar cert este că e posibil ca cineva să fi făcut un morman mult mai mare de pe urma pierderilor uriașe pe care le-a suferit această companie care a făcut foarte multe matrapazlăcuri fiind condusă, cel puțin în ultimii 10 ani, de un român care are afaceri cu statul român, care ia mormanda la statul român, mai exact a luat vreo 70 de milioane de lei de la statul român și foarte multe dintre aceste milioane de la friți de la Timișoara. Vedeți ce frumos se leagă totul? Da, e foarte frumos. Bun, ieri eu am vorbit despre o ONG-și ăștia care blochează alte proiecte importante pentru statul, pentru statul român, pentru român implicit, pentru mediul de afaceri. Am vorbit despre minele de grafit. Uh, mai exact, v-am uh, citit bucățele, parțial, uh, din ancheta făcută de Diana Scarlat de la Jurnal Național. Astăzi, de fapt, aseară mi-a trimis uh, doamna Scarlat mai multe articole pe tema asta, uh, pentru că e o caracatiță mai mare. După cum v-am tot zis, așa cum am vorbit despre caracatița ONG-știlor care blochează tot ce înseamnă proiecte de infrastructură mare da? Deci tot ce înseamnă dezvoltare a infrastructurii, dezvoltarea sistemului energetic național Știți foarte bine, proiectele blocate în instanță, proiectele pentru construirea celor hidrocentrale Acum se va judeca și Speța ridicată de Greenpeace cu privire la exploatarea gazelor din Marea Neagră, dar mineritul este, la rândul său, ținta acestor ONG-uri de mediu. Acum, cât de justificată este chestiunea, ați putut deduce încă de ieri. Adică, e o coincidență absolut sinistră, ca fix în anul în care se decide, bă, hai să exploatăm grafitul, așa cum scrie doamna Scarlat în Jurnal Național Fi bă, fix în anul ăla să trezesc cu ONG Știi, bă, am găsit noi la 5 km de mina aia Bă, am găsit o arie protejată Bă, și vrem să băgăm în patrimoniu UNESCO Dar repet Treaba este mult, mult mai complexă. ONG-știi respectivi au încercat să o intimideze pe respectiva jurnalistă, să nu publice aceste um, anchete, aceste dezvăluiri. Adică s-au făcut presiuni mari, și am înțeles că încă se fac astfel de presiuni. Mi-a plăcut mult un anumit articol pe care mi l-a dat doamna respectivă, imediat, legat de veverița zburătoare. Da, poate sună amuzant, dar nu e amuzant. Lucrurile stau foarte rău. Da. Deci, tot de pe Jurnalul Național, tot Diana Scarlat, cum sap în mină. Fără să deranjezi veverița zburătoare. ne nebun? Da. Nu. Adică nu suntem în România. Și atunci. După apariția siturilor Natura 2000, e, uite, fix ce, ce ziceam ieri. Uite că acum ajungem fix la subiectul ăsta. Cele mai multe mine din România au primit un fel de manual de bune practici pentru a face studiile științifice care să arate cum trebuie să fie modificată activitatea, astfel încât să nu fie afectată vreo libeliulă specială dintr-o arie protejată. Un astfel de exemplu vine din Finlanda, unde s-au luat măsuri pentru a proteja șase exemplare de beverițe zburătoare, despre care se doar se presupunea că ar trăi în zona unei mine, da? Guvernul, Guvernul și parlamentul au reușit să modifice parțial legislația din 2018 pentru a scoate minele în afara ariilor protejate, dar nu pentru toate suprafețele miniere, acest aspect cu legislația precară este cel pe care l-am detaliat uh, ieri, în emisiunea de ieri, și anume că legislația le permite acestor ONG-uri, uh, pornind de la simpla prezumție că acolo ar fi o arie protejată sau mă rog, uh, ar trebui protejată, există o specie protejată acolo sau, uite cum zice Diana Scalat, ar putea exista o specie, nu că există, că a fost dovedit că, în principiu, când vorbim de arii protejate, de specii protejate, de habitat ce trebuie protejat, bă, trebuie să fie documentat. A fost o întreagă tevatură cu privire la anumite specii de pești din delta Dunării. Da? Și acolo au fost scandaluri mari, tocmai pentru că nu erau foarte bine documentate. Ulterior au fost documentate, recent au venit alții și au luat morman pentru a da, practic, copy-paste la documentația aia, adică. Unde vreau să ajung este că trebuie documentate aceste lucruri. E, cel puțin pe anumite segmente din domeniul mineritului, aparent, nu trebuie documentate aceste lucruri și poate fi blocat proiectul. Repet, speța este foarte stufoasă um, cu privire la legislație și ce modificări ar trebui făcute. Nu cred că trebuie să vină orice fel de jurnalist să învețe pe ăștia la Parlament ce ar trebui să facă, hai să fim serioși. Dacă ar vrea să blocheze aceste demersuri ale ong ar putea să o facă, modificând legea. Astfel încât, da, domne, poate e arie protejată, poate trebuie să ajungă în patrimoniul UNESCO, dar haideți să dovedim clar. Cu documente, cu studii științifice, cu toate argumentele necesare că lucrurile așa stau și că exploatarea minieră ar afecta acea e protejată sau Beverița zburătoare la noi nu există, din câte știu, așa ceva, dar mă rog. Um, sau orice altă, orice altă vietate de pe acolo. Haideți să dovedim clar. 1. 2. Până când se judecă dacă poate intra sau nu în patrimoniu UNESCO, începem exploatarea, cu toată stima. Adică, altfel o să stăm cu o grămadă de proiecte necesare, blocate. Minele de uraniu, pa. Mine de grafit, aparent, aflăm, da? Că nu pot fi exploatate. Ce obțin unele dintre ele? Domne, ratăm niște ocazii foarte importante de a deveni jucători importanți în acest domeniu. Pe domeniul nuclear, atâta timp cât nu exploatezi uraniu sau grafit, ai o problemă mare, atât pentru tine, cât și pentru a fi, repet, un exportator de astfel de materii prime. După aia, tot pe grafit, poți să fii un jucător important. Pe tot ce înseamnă piața mașinilor electrice și nu numai. Da? Nu se folosește doar pentru asta grafitul, dar asta e industria cea mai bănoasă. Că e bănoasă, adică ați văzut cât costă mașinile electrice, mie nu-mi plac și mai mult am văzut că au apărut și studii care arată că poluează mai mult, pentru că procesul de fabricație este mult mai costisitor, precum și materialele necesare mult mai greu de obținut, hei, mai ales în România, aparent. Și atunci ratăm ocazii peste ocazii de a aduce bunăstare românilor, nu? Da, așa e Da. Uh, repet, lucrurile astea puteau fi rezolvate de mult Mie mi se pare, adică, stați un pic, hai să o luăm așa Dacă un băiat și o fată, un grup de cetățeni se pun pe trecea de pieton și merg Adică traversează continuu, practic blocând trecerea mașinilor pe acolo. Este, cum să zic, nesupunere civică din partea celor care fac asta, dar în cealaltă perspectivă, domne, mă blochezi, îmi blochezi dreptul de a, de a, circula, da? Prin acțiunea ta, în mod repetat, prin care îmi blochezi dreptul de a circula cu mașina, da? Și atunci intervin și organele de anchetă penală. Poliția, ulterior, organele de anchetă penală. Repet, de la un simplu protest. Au fost cazuri, da? inclusiv la noi, în care au fost luați pe sus protestatari pentru că traversau un mod repetat zeci de minute pe o trecere pieton și au blocat circulația pe acolo. Dar cum se numește sau ce ar trebui să facă statul prin organele sale atunci când, uite, băieți de genul ăsta, ong vin și îți blochează repet dezvoltarea sistemului energetic național, dezvoltarea economică a României, da, cu tot ce ține de asta blochează activitățile unor companii care au investit anumiți bani și au venit cu un anumit proiect pentru exploatarea, că vorbim de gaze, că vorbim de orice altceva, exploatări miniere, nu mai contează. Cum se numesc aceste chestiuni? Pare că nu avem nicio soluție pentru asta. Adică, repet, pe protestatarii îi luăm pe sus, îi băgăm în porbagaj, în dubă, în astea, îi rezolvăm imediat și păștea că imaginați-vă, cum să zic, de aia v-am dat și această comparație, pentru că blochează accesul statului, respectiv al companiilor private pe care sau cu care face parteneriate statul și implicit dezvoltarea economică a României, acești ong îngiști. și nu se întâmplă nimic. Statul nu există. Din păcate însă statul nu există în mai multe zone ieri am ajuns la episodul 5 din seria de anchete despre o viața și operativa lui Florian Coldea Cel mai grav de până acum, cu siguranță, și anume modul în care acest domn Coldea și protejații săi de la CryptoData, dita mai colonelul mea PN, Împreună cu tovarășul lui Ovidiu Toma, colonelul meu PN, fiind finul lui Coldea, se ocupă de vândut dispozitive criptate pentru mercenari din Ucraina. Ruși, ucrainieni sau mercenari străini. Nu contează, ei fac business cu toți, dar pare că au o afinitate mai mare către Rusia. De ce spun asta? Pentru că în ancheta pe care o puteți citi pe solidnews.ro, ancheta amplă, într-adevăr, trebuie să aveți un pic de răbdare să citiți. Toate acele pagini de documentație. În acea închetă am dezvăluit faptul că autoritățile ucrainiene, mai exact polițiștii de frontieră, au găsit cam la majoritatea mercenarilor, combatanților străini din Ucraina, care luptau de partea rușilor, au găsit aceste dispozitive criptate cu care comunicau în siguranță, cu care primeau bani, și, deci, practic, criptodata cu Florian Coldea în frunte, contribuie și sprijină mașinăria de război din Ucraina. Pe ambele părți, să știți. Asta e constatarea făcută de autoritățile ucrainene când au început să documenteze ce se întâmplă pe acolo prin Ucraina. Mai mult decât atât, CryptoData are afaceri cu companii, cu firme rusești, da? își face promovare pe tot felul de site-uri din Rusia, vinde produse pe toate site-urile de vânzări produse în Rusia și, cel mai interesant și halucinant lucru, importă 250.000 de figurine cu Putin da? la începutul acestui an. Au și ajuns în țară. 250.000 de figurine cu Putin, că e ursuleț, că e Putin în costum, nu contează, sunt mai multe tipuri, mai multe modele, le găsiți la, în anchetă, sunt acolo. 370.000 de dolari au dat pe ele. Întrebarea e ce fac cu aceste figurine în plin an electoral, pun ceva în ele, le distribuie, fac propagandă rusească, în orice caz. Dacă vă găsea pe dumneavoastră Cineva și vreun vecin cu vreo figurină cu Putin vă dădea în gât la poliție, la SRI, la DICOT, la SIE, la toate, toate entitățile, toate structurile de forță ale statului român Pentru că erați propagandistul lui Putin în timp ce băieții ăștia um, finanțează și obțin bani din războiul din Ucraina Este fantastic ce se întâmplă Sunt cele mai grave dezvăluiri pe care le-am făcut până acum cu atât mai mult cu cât vorbim de o rețea păstorită, repet, de Florian Coldea, de Dumitru Dumbravă, de Dumitru Cocoru, Dita mai Generali SRI și rețea operată de Dita mai Colonelul meu APN. Nu mai zic de faptul că la Antold, la masa lui Coldea, erau mercenari, literalmente mercenari. Oameni care se ocupă de recrutat mercenari pentru a-i trimite în Congo, în Ucraina, în Somalia și în alte teatre de război. Da? Ce pot să zic? Dacă statul român nu acționează nici acum, înseamnă că statul român devine, practic, protejându-l pe Florian Coldea și pe acești indivizi care au deținut funcții. Foarte înalte în cadrul serviciului român de informații, îi protejează pe acești indivizi și practic ne vulnerabilizează pe noi ca stat Nu numai în fața partenerilor strategici, ci în fața oricui Dacă ajunge un stat să fie condus așa subteran de niște interlopi care au ocupat funcții prin SRI nu mai, Nici Republica Bananieră nu mai suntem, nici Cocotieră, nici... Ni, nu nu. Nu. Suntem cu totul și cu totul altceva, cum ziceam ieri, caz de studiat. Eu aștept și am sesizat publicațiile internaționale cu articolul, trimițându-le articolul tradus, de fapt, seria de articole traduse în limba engleză. M-am asigurat că ultima. Ultima anchetă, cea cu mercenarii și afacerile cu rușii, este tradus la perfecție, pentru că m-am ocupat eu de asta. Sper să existe o reacție, măcar din spațiul mediatic extern, pentru că nu mă aștept ca în România să se discute despre acest subiect deosebit de grav, despre implicarea absolut de neimaginat a lui Coldea în ceea ce înseamnă războiul din Ucraina cu complicitatea statului român, pentru că mi-e greu să cred că vreunul din SRI, din DGIA, din 2 și un sfert, din STS, SPP, nu știau ce fac băieții ăștia, mai ales că, repet, de ani de zile, mai exact de patru ani de zile, ei aduc în mod ilegal în țară cu acte false aceste dispozitive care ulterior ajung în Ucraina pentru a sponsoriza moartea rușilor, ucrainienilor, cetățenilor străini care luptă acolo, civililor, etc. Da, eu zic că e foarte rău unde suntem ca țară, dar hei, să așteptăm anunțul lui Iohannis de la ora 17 și tocmai de aia ca să nu ne mai întindem mai mult pe acest subiect pentru că, repet, în afară de noi, aici la Gold FM, România TV, la da, Victor Ciutacu, care prezintă de fiecare dată anchetele mele cu privire la afacerile lui Coldea și cum ne afectează pe noi și de ce ar trebui să ne intereseze de ce acest personaj în care are putere în lupta politică din România și nu numai. În afară de Gold FM, România TV și realitatea, vă spun, lucrurile sunt mai mult pe tăcere. Nu știu cum o să bage supreși asemenea Dezvăluire absolut sinistre. Chiar mă întreb cum o să facă asta, mai ales dacă organele media din afara țării vor înțelege gravitatea situației, precum și poate și organele de anchetă penală din afara țării, care sunt preocupate de ce se întâmplă totuși pe aici, pe în România, ar trebui să fie preocupate și de aceste aspecte. Bun. În a doua parte o să discutăm tot despre lucruri halucinante, uh, mai exact despre uh, o, nu să spun eu, o specie, specie, nu știu dacă e bine, uh, un tip de funcționari care au prins foarte mult tupeu, nu înțeleg de ce, um, și mă deranjează pentru că eu sunt unul dintre oamenii care susține desfințarea poliției locale o să vă explic după pauză de ce. Polițiștii locali, deci, au ieșit la protest, sunt nemulțumiți de banii pe care iau. Mi se pare absolut de neimaginat acest tupeu. Repet, o să vă explic după pauză de ce consider că e tupeu și de ce consider că ar trebui desfințată această instituție a poliției locale, când vom vorbi și despre ANAF. ANAF pe fondul așa zisei digitalizări. A început să ia la bastoane, bine că nu i-a luat la împușcat, că, mă rog, încă nu le-au dat arme, dar la bastoane a început să ia la figurat contribuabilii care nu știu să se descurce cu așa zisa digitalizare a ANAF, fiind, de fapt, un pretext pentru a mai sancționa cetățenii. Bun, ascultăm David Bowie, The Man Who Sold the World. Mi se pare o melodie care se potrivește cel puțin la nivelul titlului, că piesa e prea prea bună pentru un personaj ca Florian Coldea, dar, dar uh, titlul, cred că îi se potrivește perfect. Revenim după pauză.